După atâtea culere cu apă, e cazul să testăm și unul clasic cu aer, data aceasta de la Deep Cool. Dar înainte să-l montăm, să îl testăm pe platforma noastră, platforma provizorie de test, hai să vedem ce se află în cutie, ce poate acest cooler, cum arată, cum se prezintă. Așa, prima impresie. Și unboxing-ul. Avem întâi și întâi o cutiuță în care avem toate prindere, toate monturile, tot ce avem nevoie ca să îl montăm atât pe AMD cât și pe Intel. Pe AMD ar trebui să vă spun că funcționează atât pe AM4. Noi îl vom testa pe un AM5 și cu ocazia asta vom vedea dacă merge sau nu pe AM5. Pentru că pe cutie spune decât AMD AM4, atât. În schimb, la Intel, RGA 1700, 1200, 1151, 1150 sau 1155. Practic, AMD are un singur socket, pe când Intel-ul foarte multe, pentru că, teoretic, cam toate socketurile care sunt pe platforma normală. În schimb, la AMD, știu din experiență, atât timp nu trebuie să dau backplate-ul jos, adică nu trebuie să folosesc backplate-ul lor, care backplate este pentru Intel, teoretic se poate pune fără nicio problemă și pe AMD. Așa că ar trebui să meargă fără nicio problemă și pe AM5. Dar în cutie mai avem așa, manualul de instrucțiuni, care este foarte util dacă nu vă pricepeți. Noi o să ne dăm cunoscători și vom trece peste manualul de instrucțiuni. Și mai avem coolerul. Și cam atât, iar coolerul vine cu pastă preaplicată. Iar noi îl vom testa direct cu această pastă, pentru că majoritatea dintre voi asta o să faceți, așa o să testați. Și vrem să vedem cum se comportă. Ca și design este destul de simplu, un design simplu, un ventilator cu o formă totuși destul de agresivă. Prinderea pare destul de ușoară, are 4 heatpipe-uri, un design destul de plăcut, plastic deasupra, nimic wow, și cam asta este. Așa că eu îl voi pune aici și vom da drumul la montare, b-roll și după aia concluzii. Revenim! Am testat coolerul, l-am butonat, l-am învârtit, l-am rotit, l-am stresat, l-am ce vreți voi, ca să vedem, este ok sau nu? Îl putem recomanda sau nu? Și AK400 este un cooler foarte decent. Este atât de decent încât cu coolerul AMD Rave, care este cooler care a venit inclusiv la procesorul Ryzen 9, pe Ryzen 5 7600X, celul care am făcut testele, cu coolerul AMD
ajunge la 91 de grade, de fapt 92,4 chiar, și frecvența în stress test în sine bench este de 5200 MHz. Când cu acesta, cu deep cool, ajunge la maxim 86,6, hai să zicem 87 de grade, de 5 grade în minus, dar frecvența este de 5275-5300 MHz. Practic, avem un câștig de 100 MHz în stress test, în sine bench, și avem 5 grade mai puțin. Îmi pare rău, dar din punctul meu de vedere, ăsta este un win și este și mai silențios decât cel de la AMD, pentru că, credeți-mă, cel de la AMD atunci când are nevoie crește turația în 3500 de ture și se aude, pe când acesta este mult mai silențios. Da, într-adevăr, și acesta se aude, dar nu atât de tare pe cât ați crede. Și de asemenea, în cutie, dacă mai aveți nevoie, se mai poate pune încă un ventilator pe spate, pentru că de ce nu? Dar eu l-aș folosi așa cum este, cu un singur ventilator. Pasta cu care a venit el este o pastă foarte bună. Noi l-am folosit așa cum este el, cu pasta lui, pentru că vreau să vedem exact experiența voastră, că atunci când îl folosiți voi, nu ca o persoană care se pricepe și are tuburi de pastă și poate să o înlocuiască. Vreau să vedem exact experiența voastră. Când îl luați, îl montați așa cum vine din cutie. Și, sincer, are un thumbs up, atât ca performanțe, cât și ca silențiozitate, ca montare. Nu este mai dificil decât un alt cooler. Practic, dacă aveți procesor AMD, folosiți backplate-ul inclus de la AMD, inclusiv de la AM5, inclusiv de la AM4. Chiar dacă îi spun că de la AM5, adică, chiar dacă ei nu spun nimic de AM5, merge perfect. Iar la Intel trebuie să folosiți backplate-ul inclus în cutie, după aceea folosiți bracket-ul de deasupra, distanțiere bracket-ul deasupra, șuruburile, și ventilatorul se prinde direct peste acel bracket. Montarea este destul de ușoară, doar că atunci când trebuie să strângeți șuruburile, trebuie să desfaceți coolerul, practic aveți cheițele acestea de care doar trageți și atâta. Este foarte ușor, sincer să fiu. Mufa este PVM, se conectează automat. Partea de sus arată mai bine, nu este metalul simplu. Sincer, mi se pare foarte ok acest cooler. Mi se pare că face față cu brio. Chiar dacă să aveți un Ryzen 7 generație 5000 sau generații mai vechi, o să o facă față cu brio. Ca idee, procesorul nostru, în mod normal, consumă 115W, deci 115W n-a avut nicio problemă. Sincer, aș spune că și 130W ar disipa fără nicio problemă. Adică este un cooler foarte bun pentru procesoare Ryzen 5 sau Intel i5. Ryzen 7 depinde de varianta de Ryzen 7. Ryzen 9 s-ar putea să fie la limită. Acolo este tricky și puteți să-l folosiți, dar o să vedeți o frecvență mai mică pentru că automat va ajunge la 95 de grade și o să scadă boost-ul. Dar dacă aveți un procesor Ryzen 9 sau Ryzen 7 sau Ryzen 5 de 65W, folosiți-l cu încredere. Dacă aveți un procesor Intel i7, i9, non-K 65W, folosiți-l cu încredere, chiar și 90W sau 110 o să meargă foarte, foarte bine, o să facă față cu brio. Și cam asta este părerea noastră despre AK400. Dacă aveți întrebări legate de acest culor, mă ajută să o căsuță. Dacă aveți alte întrebări, nu uitați să vedem un server Discord. Like, share, subscribe, ca să vadă și prietenii voștri ce facem noi. Fiecare like ne ajută, fiecare share ne ajută, pentru că ne ajută să creștem și putem să testăm alte chestii. Eu sunt Lucian, noi suntem Logtehnica și mai testăm ceva și data viitoare. Bye, bye!